Reamintim că la începutul anului, senatorul PNL Gheorghe Flutura a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a subliniat că subiectul Ion Lungu este închis. Vreau să lămuresc și să închid un subiect care mai circulă, fie de sărbători, fie așa la nivel de zvon, legat de candidatura la municipiul Suceava. Pentru că a fost această discuție, din punctul nostru de vedere, candidatul Partidului Național Liberal este deputatul Ion Balan. Au mai apărut fel de fel de discuții despre primarul Ion Lungu. Vă aduceți aminte că anul trecut l-am așteptat, au fost alegerile prezidențiale în 2014, l-am așteptat. Din punctul nostru de vedere este un subiect închis. Mergem înainte în echipă, Partidul Național Liberal își respectă parteneriatul, oamenii fideli partidului și cei care și-au asumat la greu politica Partidului Național Liberal. Am încredere în acest parteneriat cu Ion Bălan și vreau să închid această paranteză, spun că celelalte sunt doar speculații și atâta tot. Independentul Ion Lungu susține cu tărie că în momentul în care va părăsi scena politică o va face plecând tot din Partidul Național Liberal, partid de care este atașat și care l-a consacrat. E o situație, m-am văzut și eu, destul de jenantă, ca să spun așa, ca să nu spun altfel, dar eu nu sunt supărat nici pe domnul Flutur, nu sunt supărat nici pe PNL. E o situație pe care nu vreau să o comentez. Eu cred că suntem într-o fază în care fiecare joacă șansele lui. Și cu asta mai mult de atât n-am ce comenta. Deci, ca să ne înțelegem foarte clar, cu toate speculații care au fost, cu toate situații de fapt în plin care s-au întâmplat, să nu uităm că eu dacă am luat niște decizii, le-am luat nu pentru mine personal, în primul rând le-am luat pentru suceveni. Și vreau să vă spun că decizii care le-am luat au fost benefice sucevenilor și datorită acestor decizii au mai venit la primărie vă 20 milioane de euro. Dar eu sunt un om de dreapta, sunt un om atașat de PNL, visul meu este să mă întorc în PNL și, sigur, chiar dacă azi se dezic unii de mine, mai devreme să mă interzic, eu mă voi întoarce în PNL. Dar așteptăm un moment oportun. Deci eu am intrat în politică în PNL, iar unii care sunt de jumătate de an în PNL sunt mari peneliști. Deci eu am fost 10 ani de zile președinte la municipiu, președinte la județ, am făcut eforturi, am ținut vremuri bune acest partid în spate, pe românește. Să nu uităm că sunt mai vechi ca cei care se zic de bine în partid, în Partidul Național Liberal. Dar este o declarație făcută într-un moment de oportunitate pentru dumnealor, eu nu sunt supărat pe ei, dar visul meu este ca mai devreme sau mai târziu să mă întorc în PNL și mă voi întoarce într-o zi, nu mai trebuie să ies în conjunctura potrivită. Am intrat în politică în PNL și vreau să ies în PNL, asta e dorința mea.